A scăpat cu viață ca prin minune. O femeie de 70 de ani din Prahova a fost grav rănită după ce a fost lovită de tren. 2, 3, 3. Accidentul a avut loc noaptea trecută în apropiere de gara din Sinaia. Au găsit-o pe bătrână mutilată, dar conștientă. Prăbușită pe șine cu un picior zdrobit, victima a refuzat inițial să accepte ajutorul salvatorilor. Ea a fost transportată la spital unde medicii au amputat piciorul rănit. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul. Femeia a declarat că din cauza întunericului nu a văzut trenul, însă oamenii legii nu exclud posibilitatea ca bătrâna să fi vrut să-și pună capăt zilelor.